Ciao din nou, iar eu, iar Lădiță. Da, astăzi se întâmplă la Timișoara festivitatea de absolvire a Universității de Medicină. Se pare că tot acolo se duc lădițele mele, prin urmare prea vreau să le fac la fel, să se trezească cu aceleași... Aoleu, nu mi s-a dat buretele, îl punem la loc. Da, sunt în viteză, asta se întâmplă atunci când torni apă pe bureți. Stau un pic să-l rehidratez, bucățile astea două, la fel. Da, recunosc, e ora 4 și ceva, la 5 și ceva, trebuie să-mi livrez lădițele și tot ceea ce am de făcut. Eu sunt talente pe YouTube, am găfat-o. Am turnat eu cu mâna mea apă pe bureți și ăsta este rezultatul. Puneți la cap. Bun, am rehidratat bureții. Pun aici și astea două fâșii să fac pe economie. Le pun aici. Îmi pregătesc lădița. Partea asta mai îmi trebuia o mică fâșie. S-o înalt un pic. Aceeași poveste și cu lădița asta. Adică, avem o cerere de lădiță de flori, un buget aproximativ de 300 de lei și modul prin care calculez acest buget, îl repet, este foarte simplu. Scad 80 de lei, poate chiar 100 de lei în cazul ăsta, pentru că e lădița mai mare și materialele, accesoriile folosite incluse toate în acest 100 de lei. După care, rămân cu 200 de lei, înseamnă aproximativ 20 de flori pe care pot să le folosesc. Ce e fascinant la această lădiță este faptul că se... Am propus eu să fac o lădiță mixtă, frumoasă, de vară, cu tot felul de flori specifice verii, flori și accesorii. Și precizarea clientei a fost că cea care primește lădița îi plac foarte mult și gladiolele. Deci, nu aveam gladiole, dar am fugit în piață și mi-am luat. Alb, galben, vară, soare. Asta facem acum. Și atunci o să vă folosesc floarea soarelui, gladiole, iarbă din asta, pe care, la care nu o să fac economie, și mizianthus alb. Și bugetul mi este foarte rezonabil în contextul ăsta, pentru că floarea soarelui este sălbatică. Am aici niște buruie. V-am zis că mă pregătesc pentru studiul de de materiale, accesorii vegetale, pe care, adică material vegetal pe care pot să-l recoltez din natură. Prin urmare, studiez tot felul de texturi, iar acum am găsit această, seamănă cu mimoză, dar nu știu dacă e mimoză și sper să nu fie mimoză. Eu am testat-o, am pus-o la apă și am văzut cum se comportă înainte de a o folosi. Îi fac un fel de bază verde.
rezistă, adică nu s-a plăștit de la tăiere, este hidratată, am tăiat-o înainte să o introduc în apă și are o textură foarte faină, e cumva și wildish și are și, uite ăștia, niște conulețe. Dacă recunoașteți planta sau pomul, rog frumos, scrieți-mi în coment. Ocazie cu care o să știm cu toții despre ce vorbim aici. Asta, dacă stă în picioare, o să o folosesc la un moment dat, la final. Ok, am făcut un dezastru pe masa mea de lucru, o mizerie. Vedeți cum fac imediat curat. Pam, 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 astea pleacă. Și cum spuneam, folosim gladiole cu care îmi dau înălțimea. Să vedeți și voi ce fac. Atenție când lucrez cu gladiole, cu flori foarte grele, trebuie să le împingi ferm până jos, astfel încât să te asiguri că buretele le ține și să ai un burete solid. De fapt, asta vreau să zic, să ai burete solid. Pe asta o dublez ca să fie și mai vizibilă. Cu asta vin în lateral. Floarea soarelui o împrăștiu peste tot. Gen aici. Și pot să pun floarea soarelui câtă doresc eu. Dar mi-am făcut neapărat o schiță înainte de a face lucrul ăsta. Îmi dau seama că poate nu mi-ar fi stricat să fac o schiță înainte. Dar așa, eu știu ce vreau să fac. Vreau să fac un fel de explodat de vară în care să le pun în valoare pe toate. Am în total 10 gladiole. Din florile foarte mari și lădița asta la final va fi așa o splendidă de dimensiune mare care o va impresiona pe fata care o primește. Atenție, Anca, la burete! Atenție, Anca, să nu încarci buretele! Anca! Bine! Hai și una și aici. Aproape de fată. Ups. Completăm cu liziantul alb. Un fel de... ca la făină, cât cuprinde. Și după aia mai adă două, trei floarea soarele aici în față. Pentru că am ieșit foarte mult în lateral cu ea, parcă nu mai vreau să ies și în față cu ea să-i dau volum. O las așa ușor dreptunghiulară. Liziantul scurt cuprinde.
întrebați ce înseamnă floarea soarelui sălbatică. Floarea soarelui sălbatică înseamnă floarea soarelui care crește pe un teren în perioada următoare, în anii următori, plantației de floarea soarelui. Ce înseamnă asta? Că floarea soarelui crește din asta care nu face semințe. E mai mică. E mai mică și mai nefolositoare până la urmă. Adică nu-i dai omului floarea care produce semințe, îi dai și tu floricelele mai mici, alea care nu se dezvoltă. E o teorie, nu o cunosc, dar din totdeauna fac așa. Adică da, floarea soarelui care crește răsleață, aici și acolo, aia e de folosit și nici de cum nu încurajăm, sub nicio formă, floarea soarelui adunată din lanurile de floarea soarelui și mai ales nu floarea soarelui, cea care face semințe, pentru că strici omului cultura și nu-i corect. Și atunci, da, asta de fapt este floarea soarelui sălbatică. O vedeți că este tot acum, și pe marginea drumului și se mir pe unde. Bun, iar ne sunt foarte grăbită. Cer scuze. Încerc să țin cont și de timpul de livrare și să țin cont și de partea de filmări. Na, mai scurt asta. Pufișorii ăștia nu să-i pun pe toți răspirați, să-i pun grupați ca să fie mai vizibil. Fiind flori mari, aici la mine, și solide, dacă împrăști pufii ăștia de iarbă peste tot, o să aibă un aspect destul de haotic și neîngrijit. Și atunci prefer să-i pun grupați, mai mulți la un loc, astfel încât să fie vizibil, să se vadă de sine stătător, să concureze, dacă vreți, cu suprafața pe care o are și o gladiolă. Aici cu florile astea n-am făcut bine, sunt prea în linie, mă zgârie pe ochi. Mă duce cu gândul chestia asta la buchetul semafor. Buchetul semafor era ăla cu trei flori pe înălțime așezate. Se pune aici. Așezate așa una peste alta. Aveam o colegă, le făcea atât de perfect și așa bine așezate. Râdeam toată ziua cu iarul făcut buchete semafor. Bun, deci cam asta e lădița mea. Sunt la limită cu livrarea. Imediat vine Andrei să plece și dacă e posibil de la ora 4 jumate, 4:40 cum pleacă el, să livreze ambele comenzi la ora 5. Anunț clienții și sunt variante prin care se poate remedia. Nu e 5 bătută în cuie ora, dar pe mine nu mă deranjează, dar am niciun stres, știu că tot timpul se rezolvă. Ia să stresează mai mult. Bun. Cam asta e lădiția mea și mie mi-o place de mor. Dar mai pun că am de unde, nu de asta. Am bătut soarele în cap, le-am cules azi, dar vreau să-mi fac stoc. Să mă duc o dată să-mi pune doi baloți de iarbă din asta. Acum în iulie, este în cea mai bună formă și acum se și găsește peste tot. Vedeți că mi-au mai seceră, mai curăță zonele și dacă nu vă grăbiți să vă luați, o să vă treziți că nu este. Da, îi dau și acolo. Pun și aici. Sper să placă lădița mea. Asta am făcut eu azi. Mulțumesc că mă urmăriți. Dacă vă vin idei sau vă sunteți curioși sau aveți întrebări sau lucruri legate despre ce ați vrea să vedeți pe canalul meu de YouTube, scrieți în comentarii.
Am un chef nebun să continui chestia asta. V-am pupat!